Și eu îți mă pun în locul meu. Toată mea de-i pagini. Дети мохти. Daniela, așa prinde microfon. Auzi, dar aici va trebui să stai socialist. Nu? Thank you.
și domnilor, președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova, doamna Domnica Manole. Doamnelor și domnilor, președintele Parlamentului Republicii Moldova, doamna Zinaida Greceanu. Asistență doamnelor și domnilor, președintele ales al Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Asistență doamnelor și domnilor, onorăm simbolurile de stat ale Republicii Moldova. Constituția Republicii Moldova, drapelul de stat al Republicii Moldova, standardul și colanul președintelui Republicii Moldova. Doamnelor și domnilor, ședința solemnă comună a Parlamentului Republicii Moldova și Curții Constituționale se declară deschisă. Cuvânt se oferă președintelui Curții Constituționale, doamnei Domnica Manole, pentru a da citirii hotărârii Curții Constituționale privind validarea rezultatelor alegerii președintelui Republicii Moldova.
extras din hotărârea Curții Constituționale numărul 30 din 10 decembrie 2020 în numele Republicii Moldova. Curtea Constituțională, judecând în componența doamnei Domnica Manole, președinte, domnului Nicolae Roșca, doamnei Liubașova, domnului Serghei Țurcan, domnului Vladimir Țurcan, judecători, examinând sesizarea Comisiei Electorale Centrale referitoare la confirmarea rezultatelor alegerilor din 15 noiembrie 2020 și validarea mandatului de președinte al Republicii Moldova, în baza articolelor 79 aliniat 1, 135 aliniat 1 litera E și 140 aliniat 2 din Constituție, Curtea Constituțională hotărăște. Se confirmă rezultatele alegerii președintelui Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020. Se validează alegerea doamnei Maia Sandu în funcția de președinte al Republicii Moldova. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Onorată asistență, doamna Maia Sandu, președintele ales al Republicii Moldova, este invitată pentru depunerea jurământului constituțional. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Și domnilor, președintele Republicii Moldova a intrat de astăzi în exercițiul funcției.
Onorată asistență, pentru discursul de investitură, cuvânt se oferă excelenței sale, doamnei Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Stimați cetățeni, dragi moldoveni, stimați prieteni ai Republicii Moldova, vin astăzi în fața dumneavoastră cu respect, responsabilitate și încredere pentru a porni împreună pe un drum nou. Victoria din aceste alegeri nu este a mea, este victoria voastră, dragi cetățeni, pentru că niciodată, într-o țară cu problemele Moldovei, un om ca mine nu ar fi ajuns președinte fără entuziasmul, implicarea și perseverența voastră. Sunt una dintre voi, un om simplu, o fiică acestui pământ, care a intrat în politică supărată de nedreptatea din jur și de corupția care sufocă întreaga țară. Ca și mine, voi credeți că implicarea este soluția. În noiembrie ați dat lecții după lecții de patriotism și spirit civic și ați oferit cel mai mare capital de încredere unui președinte care intră în funcție. Cu acest vot de încredere și cu prețioasele voastre speranțe, eu intru astăzi pe poarta președinției. Celor din țară și din diasporă, celor care ați înțeles că Moldova are nevoie de fiecare dintre noi, eu vreau să vă mulțumesc din suflet și vreau să vă rog frumos să mergem în continuare împreună. Victoria trebuie să fie a țării, nu a politicienilor, iar victoria va fi a țării atunci când oamenii vor trăi bine acasă, iar politicienii vor fi slujitori ai cetățenilor. Împreună, noi putem face multe, dar pentru ca să reușim, energia din ziua alegerilor trebuie să rămână aici pentru 4 ani. Fiecare om care a ieșit la vot a făcut-o din speranța că va fi mai bine, din încrederea pentru Moldova și pentru viitor. Tot astfel trebuie să continuăm. Energia voastră este decisivă pentru ca să transformăm Moldova cu adevărat. Dezvoltarea Moldovei trebuie să fie alegerea pe care o vom face în fiecare zi. Am planuri mari pentru țara noastră, dar nu pot să le realizez de una singură. Eu am nevoie de ajutorul vostru, dragi cetățeni. Noi avem nevoie unul de altul pentru a face ordine și pentru a construi o țară bună pentru toți. Știu că așteptările sunt mari, iar provocările sunt și mai mari. Trăim vremuri foarte grele. Ne-a prins pandemia cu un stat slab, distrus de atacurile interminabile ale grupărilor corupte. Un stat incapabil să-și îndeplinească datoriile de bază față de cetățeni. Un stat care nu le mai poate asigura oamenilor bolnavi acces la servicii medicale, care i-a lăsat pe medici singuri în fața crizei, care nu a făcut nimic ca să salveze economia și locurile de muncă și de parcă asta nu ar fi fost suficient de grav, în plină criză sanitară și economică, suntem supuși din nou unui atac violent din partea corupților.
În aceste alegeri, votul oamenilor a fost covârșitor împotriva corupției și împotriva minciunii. A fost un vot pentru ordine și pentru dreptate, pentru șansa oamenilor cinstiți la bunăstare aici, acasă. Speriați de această unitate a oamenilor pentru lupta contra hoției, cei care au avut datoria să conducă țara spre lumină, au încercat și încă mai încearcă să o scufunde și mai mult în întuneric, în corupție, în sărăcie, în haos. Sfidând voința alegătorilor și ignorând drama a sute de mii de moldoveni, politicieni care nu se pot despărți de fotolii își promovează cu nerușinare interesele meschine și încearcă să compromită orice șansă a țării de a ieși din criză. Încearcă să blocheze instituțiile și să provoace haos total. Ce fel de deputați sunt acei care, în loc să aloce mai multe resurse pentru oamenii bolnavi, pentru medici, pentru nevoiași, pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru fermieri, ei taie orice șansă a țării de a obține ajutoare externe pe timp de criză majoră. Ce fel de deputați sunt acei care la miezul nopții împart scheme de corupție între ei și amnistiază hoți de bani mari? Ce fel de deputați sunt acei care încalcă normele legale fără nicio reținere? Ei nu sunt oameni de stat. Ei nu vor și nu pot construi un stat pentru oameni. Dragi cetățeni, noi cu dumneavoastră putem construi un asemenea stat. Avem nevoie de un stat bun, cu un președinte bun, cu un parlament bun, cu un guvern bun, pentru oameni. Știu ce rol constituțional are președintele țării. Voi respecta constituțiile și Constituția și legile. Oamenii însă nu mai pot aștepta și cer să vadă schimbări rapid. Un început bun pentru Moldova nu se poate face pe fundația corupției parlamentare sau a ignorării vocii oamenilor. Politica nu mai poate fi protecție pentru oligarhi și pentru cei care s-au deprins că pot cumpăra și vinde orice, inclusiv dreptatea și speranța în această țară. Programul pe care l-am propus va fi cel mai ușor de dus la îndeplinire cu un guvern și cu o majoritate parlamentară care să fi înțeles sensul votului din noiembrie. Alegerile anticipate sunt singura cale pentru a curăța Parlamentul și a ieși din impas. Nu există altă soluție. În Parlamentul actual nu sunt 51 de deputați care să susțină un guvern al poporului. Oameni buni, dragi cetățeni, lupta noastră împotriva corupției nu va fi ușoară, dar vă spun cu toată responsabilitatea și cu toată încrederea că noi o să câștigăm această luptă. O să reușim să curățăm statul și clasa politică de corupți și profitori. O să construim un stat în care hoții stau la închisoare, nu la conducerea țării. Sunt conștientă că nu va fi ușor. Sunt conștientă că lucrurile nu vor fi perfecte. Însă pășesc cu încredere pe această cale a schimbării spre bine. Contez pe oamenii de treabă din instituțiile publice, inclusiv acum. Să știți că și voi puteți conta pe mine. O să-i sprijin pe cei care își fac lucrul bine. Voi cere de la instituții nimic altceva decât ce cer cetățenii de la mine. Să lucreze onest în fiecare zi. Voi forța schimbarea acolo unde este nevoie. Voi vorbi apăsat atunci când lucrurile
nu vor fi bine. Voi cere măsuri și nu mă voi mulțumi cu răspunsuri goale, fără soluții pentru oameni. Ca să ne punem țara în ordine, vom avea nevoie de mai multă democrație și de mai mult stat de drept. Îmi propun să fiu un președinte al dreptății, un susținător al tuturor celor care luptă pentru lege și pentru instituții drepte. Îmi propun să construim o țară cu adevărat liberă și pentru cei care lucrează la stat și pentru cei din sectorul privat și pentru cei din sectorul asociativ, așa încât opțiunile politice ale oamenilor, oricare ar fi ele, să nu mai fie motiv de persecuție. Voi susține independența funcționarilor corecți. Voi apăra oamenii de afaceri de abuzurile funcționarilor răi pentru a construi o economie puternică și competitivă. Voi fi garantul independenței primarilor și totodată voi taxa foarte dur folosirea instituțiilor statului pe post de bâtă politică. Voi încuraja un alt fel de a funcționa al statului, unul cinstit și în slujba cetățenilor. Vreau un stat orientat către oameni și către viitor, care e prezent din centrul Chișinăului până în cel mai mic sat din Moldova, cu infrastructură la calitate europeană. Vreau educație de calitate pentru fiecare copil și oportunități pentru fiecare tânăr. Vreau ca toți pensionarii să aibă o bătrânețe asigurată, fără să le fie frică de ziua de mâine. Vreau să refacem încrederea oamenilor în țară. Astăzi, unul din trei moldoveni ne privesc de la mii de kilometri distanță. Vreau ca într-o zi să putem spune cuvântul acasă nu doar cu dor, ci cu seninătatea și bucuria de a ne afla acolo unde vrem să fim. Vreau ca orice copil născut într-un sat în Fălești sau Ocnița sau Taraclia să știe că poate deveni orice prin muncă, prin bun simț și cu ajutorul societății. Că poate deveni chirurg, profesor, inginer, agricultor. Că poate deveni președinte. Asta înseamnă o țară dreaptă, când copiii ei pot visa și pot deveni ceea ce își propun. Vreau să devenim o țară în care oamenii vor să trăiască. Aici e marea mea încercare ca președinte. Totodată, realitatea ne bate la ușă. Prioritățile momentului sunt pandemia și criza economică. Trebuie